E o zi a visării. O să începem de luni așa cu visul la înaintare, dar o să facem și treburi serioase și de serviciu și personale. Vibrația zilei este 22, număr maestru, că se dublează 2-ul și o să știm cum să obținem profit din tot ce facem. Vedem acum ce se întâmplă în fiecare dintre zodii. Vărsător, o să perfectați niște acte, le reactualizați, că or fi expirate unele și o să vă ocupați și de învățat, de studii, de examene. Pești, o să vă implicați într-o activitate colaterală în cadrul unui grup și o să dispuneți de resurse ca să meargă treaba ca lumea. Berbec, o să vină cineva care a tot încercat să-și facă curaj, să vă scoată la plimbare, la cafea și poate o să răspundeți și voi gesturilor dacă n-aveți partener. Taur, se anunță o sumă de bani care să vă dea o lejeritate în mișcare și o să vă luați tot ce v-ați propus de anul trecut. Gemeni, vă scoate cineva în oraș ca să luați pulsul relației, că vă aflați într-o altă etapă și puteți ajunge la căsătorie dacă vă doriți acest lucru. Rac, e bine să vă îngrijiți de sănătate și să aveți grijă și de ai voștri, să fie cu analizele la zi, să fiți cu toții buni zdraveni. Leu, o să fiți mai implicați în viața socială și o să petreceți mare parte din timpul liber în cadrul preocupărilor extra-profesionale. Fecioara, o să faceți rost de bani în plus, poate pentru că o să lucrați în paralel cu serviciul și veți putea colabora cu diverse persoane. Balanța, o să întâlniți în drumurile voastre pe cineva care va fi o foarte bună companie și poate deveniți un cuplu stabil. Scorpion, o să aveți o mai bună comunicare cu șefii și e momentul să recereți și voi niște înlesniri, un alt proiect care vă place foarte mult. Săgetător, sunteți puși pe fapte mari și o să faceți unele schimbări care să vă asigure o viață și mai bună. Capricorn, poate o să luați mai în serios un hobby care să vă destindă în timpul liber ca să vă mai scuturați de tensiuni. O zi a visării!